Termenul de finalizare prevăzut pentru restaurarea Bojdeucii lui Ion Creangă din Țicău s-a decalat cu o lună și jumătate. Lucrările de restaurare au debutat la începutul anului trecut și s-au înscris în grafic până acum. Renovarea Bojdeucii și a muzeului de alături fac parte din proiectul Călător pe Meridiane Culturale, lansat de Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă a Consiliului Județean cu peste 5 ani în urmă. Investiția este de 1,8 milioane de euro. Boșdeuca a fost inaugurat în 1918 și este primul muzeu literar din România. Peste 50.000 de vizitatori vin anual să o viziteze fiind cel mai popular muzeu din Iași